dat la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, întâi mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut de dimineață, însetată de tine sufletul meu, sfinată după tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt mă arătație, ca să văd puterea ta și slava ta. Că mai bună este mila decât viața, buzele mele te vă lăuda și cu buzele de bucurie te vă lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperimântul aripotare mă voi bucura. Lipit s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprins dreapta ta. Iar ei în deșert a căutat sufletul meu, intra vreuntru cele mai de jos ale pământului, de-a se vor mâinile sebe părțile vulpurilor fi. Iar împăratul se va visele Dumnezeu. Lăudase tot ce se jură întru el, că s-a stupat gura cel ce grezi nedreptăți. În dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperimentul aripotare mă voi bucura. Lipit s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprins dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea ta, să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne, că s-au încât de rele sufletul meu și viața mea de ați apropiat. Socotit am fost și coboară în groapă, ajuns am conejitorat între cei morți lobos, ca niște oameni rănici ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos și într-un cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai fi cunoscut semii de la mine, ajuns am uricinelor, închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Ca un pământ însetoșat. Oare va spune cineva în mormânt mila ta adevărut un loc pierzării? Oare se vor cunoaște întuneric milile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Și rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta la mine? Sărac sunt în osul în tinerețele mele, înălțându-mă am smerit și m-am mânit. Peste mine a venit în fricoșările tale și m-au tulburat. Înconjurat-mă ca apa toată ziua și m-a cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecin, iar pe cunoscuții mei din cauza ticloșii mele. Doamne Dumnezeu mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea ta, să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre rugă mea, Doamne. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntru meu, numele cel sfânt al lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate binefacerile lui. Pe cel ce curățește toate fărgile tale, pe cel ce vindică de toate bolile tale, cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, cel ce umple de bunătățile tale, noi se vărcale urtul tinerițele tale, cel ce face milostenie, Domnul judecată tuturor se fac strâmbătate. Cunoscut a fost căile sale lui Moise, fiul lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după vărjile noastre răsplătit nouă. Ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Că el a cunoscut zidirea noastră, aduce aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele ca floarea câmpului așa va înflori. Că Duhul a trecut într și nu va mai fi să mai cunoaște încă locul său. Domnul a pregătit spre fiii filor să se păzesc legământul și aduc aminte poruncile să le facă pe ele. Domnul cerea vitit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngeri ce puteniți la virtute, care faceți cuvântul lui și auziți glas cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujilor care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate în tot locul stăpânirii lui, binecuvântează-le Domnul pe Domnul.
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta. Auzi-mă, Doamne, tu dreptatea ta, să nu intru la judecată cu robul tău, că nimeni nici ei vin nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o mă să locuiesc în întuneric am orice ce din veacuri. Mâhnit în duhul în mine și inima mea, încremenită înăuntru meu. Adus-o mi-am aminte zile cel de mult. Cugetat-am la lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu. Nu-ți întoarce față la mine ca să nu mă asemăn ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mi-l atacă la tine nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine le-ai, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate și sărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe tot ce nădăjește sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptate să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Cu pace Domnului să rugăm! Doamne, miluiește! Și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserică și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru laudă Sfințitul Părintele nostru Ioachim Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, satul acesta, pentru cei și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cura întocmirea văzducului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe iape, prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robi și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primește și nevoia, prământuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, prea curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Fii, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Mărturisiți-vă, Domnul, că este bun, că în veac este mila lui. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului.
înconjurat m-a conjurat și numele Domnului, ia împrânt pe ei. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Nu voi muri, ci voi fi vii și voi povesti lucrurile Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Sfinților mucenici care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinților mucenici care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ie, Doamne! Stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O jertfenicus iostriei ars, mărăcinii patimilor și ați încălzit cugetele credincioșilor sfinților mucenii, cu înfrânarea ca o armă întrarmându-vă și cu rugăciunile ați biruit cetele vrăjmașilor, celor văzuți și nevăzuți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, făcându-vă cu adevărat prea curat lucrători a lui Hristos Dumnezeu și ai dat viața voastră pe-a fericiților. Pentru aceasta, cu multe sudori și ostenire, bucurându-vă v-ați mutat la locașurile cele fără de materie. Și acum ne izvorâți nouă râuri de tămă.
făgăduim, și acum și pururea, și în vecii vecilor, amin. Hristos, amin, via din mor, cu moartea premoarte călcând, și celor de morminte viață dăruindu-le. Iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne vre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Fie, Doamne! Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rovi, rovi, Domnului Alilui. Aleluia, când viața
Aleluia, aleluia. Cu mână tare și cu braț înalt, aleluia. Când veoc este mila lui, aleluia. Și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, aleluia. Când veoc este mila lui, aleluia. Mărturisiți-vă Dumnezeului ceresc, aleluia. Când veoc este mila lui, aleluia. Pus au toate bucăturile tale în care ați luat și v-ați luat. Dumnezeu și facerea mâinului o vestește tăria. Veniți toți într-un glas să-i lăudăm pe Sfinții Mucenici a lui Slavă ție, Treime Sfântă, Părinte Cuvântule și Duhule Sfinte, Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Slavă ție, Dumnezeule. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și purea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. O sfântă născătoare de Dumnezeu, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Doamne, lăsa binecuvântat numele Tău și să ajungă împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din tinerețele mele multe patim se luptă cu mine, ci în sus mă sprijinește și mă mântuiește, Mântuitorul meu. Cei ce urăți un om, rușinați veți fi de Domnul, ca precum iorba de foc. Așa veți fi uscat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prin Sfântul Duh tu sufletul viază și cu curăție se înalță, se luminează cu într-unimea trăimii, cu sfințenie de taină. Înțelepciune să luăm aminte. Și Duhului vostru vrâne glas al patrulea, scoală-te, Doamne, ajută-ne nouă și ne mântuiește pre noi, pentru slava numelui Tău. Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit și părinții noștri ne-au spus nouă, scoală-te, Doamne, ajută-ne nouă și ne mântuiește pre noi, pentru slava numelui Tău. Scoală-te, Doamne, ajută-ne nouă și ne mântuiește pre noi, pentru slava numelui Tău. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Sfânt ești Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toată suflarea să laude pe Domnul. Toată suflarea să laude pe Domnul. Toată suflarea suflarea toată și toată făptura să laude sfânt numele Domnului pre Domnul. Și pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește, Doamne!
Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul către ucenicii săi: Iată, eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți deci înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii. Feriți-vă de oameni, fiindcă vă vor da pe mâna soboarelor de judecată și în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. La dregători și la reci veți fi duși pentru mine, spre mărturie lor și păgânilor. Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiți. Fiindcă nu voi sunteți cei care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este Cel care grăiește întru voi. Va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu, și copiii se vor ridica asupra părinților și vor ucide. Și veți fi urâți de toți pentru numele meu. Dar cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Învierea lui Hristos văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia singur fără de păcat, crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm numele Tău nume. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântăm pre Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdăm pentru noi, cu moartea prin moarte am stricat. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, după mulțumindurile Tale, șterge fărăzia mea, spală-mă într-o fărăzia mea și de păcatul meu mă curățește, că fărăzia mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea, că Ție unei am greșit și înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fărăzie m-am zămânistrit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul iubit și ne arătați cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-a arătat mie. Stropii-mă vei cu Iisus, mă vei curăți, spălea-mă și mai decât zăpadă mă voi albi. Auzi, lume, vei da bucurie și veselie, bucurați-vă oasele mele cele smerite. Întoarce fața către păcatele mele și toate fărgele mele ștergele. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeu, ești cu Duh drept în noi și într-un cele din untru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel bun nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu stăpânitor mă întărește. Învățavă ce fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurasă-vă limba mea dreptatea Ta, Doamne, buzele mele deschide gura vestii lauda Ta, că de pe voi și fățeași fi dat ardere, Tu nu vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu, Duh umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgesi. Păi bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, să zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine voi jertfa dreptății prin os și arire tot, atunci vor pune pe altarul tău vicei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciune. Sfântul bunul de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. De dimineață strigă ție, Doamne, mântuiește-ne pe noi, că Tu ești Dumnezeu nostru și apoi de tine pe altul nu știm. Păzit ai, Doamne, ochii inimii mele, cine vinovat pentru dumnezeieștile tale porunge și sfântă pomenirea voastră. Pe voi, sfinților mucenii, prin sudorilor să-i dă-ți treie astingeri pe nicul săgeților vrăjmașilor și aprins din focul credinței, astars rupiile necredinții resurilor. Curățește-mă, Mântuitorule, că multe sunt fără de legile mele. Te rog, ridică-mă
Din urcăci către tine am strigat, să mă auzi, Dumnezeul mântuirii mele. Cu foc împărtășindu-ne, nici cum nu ne-a, Sfinților mucenici, prin care ați câștigat. Pentru aceasta ați suferit lupte mai presus de fire, bucurându-vă voi mucenicilor, cu care omenește-ne pe noi și vă lăudăm pe voi pentru toți vecii. Prenăscătoare de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântare cinstindu-o să o mărim. Mărește sufletul meu că Domnul s-a bucurat, Duhul meu, de Dumnezeu mântuitorul meu. Ceea ce ești mai cinstită decât te rovimi și mai mărită fără de asemănare decât serafimi, care fără stricăciune pre Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mărit, a căutat vreo abisare că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Ceea ce ești mai cinstită decât te rovimi și mai mărită fără de asemănare decât serafimi, care fără stricăciune pre Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mărit. Ne-a făcut mie mărire ce putem sfânt numele lui neam și neam spre cei ce se tem de el. Ceea ce ești mai cinstită decât te rovimi și mai mărită fără de asemănare decât serafimi, care fără stricăciune pre Dumnezeu cuvântul ai născut. E tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mărit. Făcută tărie cu brațul său Domnul, risipita pe cei mândri cu cugetul inimilor. Ceea ce ești mai cinstită decât te rovimi și mai mărită fără de asemănare decât serafimi, care fără stricăciune pre Dumnezeu cuvântul ai născut. E tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mărit. Bucură-te pe cei puternici, pe scaunțenuța, pe cei smeriți, pe cei flămânzi au umplut de bunătăți și pe cei bogați au scos afară de șem. Ceea ce ești mai cinstită decât te rovimi și mai mărită fără de asemănare decât serafim.
cuvântului născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu de mărit. O sprijini pe Israel spre asta să pomenească mila grec părinților lui Avram și seminției lui până în avea. Ceea ce ești mai cinstită decât robimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune spre Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Tot neamul omenesc să salteie cu Duhul, fii lumină și să prăznuiască firea minților celor fără de drum. Cinstii sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu și să strige, bucură-te prea fericită, născătoare de Dumnezeu, curată, slavă ție, ce nu-i ce ne-ai arătat nouă lumină. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoie. Pentru slava ta cea mare, Doamne împărate cerești, Dumnezeule, Părinte atotținitorule, Doamne Fiule unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Melușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, ce ceri nici păcatul lumii, miluiește-ne pre noi, ce ce ridici păcatele lumii, primește rugăciunile noastre, cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pre noi. Că Tu ești unul sfânt, Tu ești unul Domn Iisus Hristos, pentru slava lui Dumnezeu, Tatăl amin. De păcat să ne păzim noi, bine ești cuvântă, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preamărit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Bine ești cuvântă, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale. Bine ești cuvântă, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale. Bine ești cuvântă, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu.
tine este izvorul vieții, într-o lumina ta vom vedea lumină. Stinde-ți mila ta și celor ce te cunoaște între tine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte foarte, foarte, amin, rugați-vă pentru noi să se dreptă Domnul, ajută-ne să Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Biserica aceasta și pentru cei care cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrâne sa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
pentru bine. Pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și alor mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți ființii să o pomenim. Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți ființii pomenindu-o. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pre noi înșine și pe alții și toată viața noastră, Hristos, Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Răspătește prea mărindu-i cu Dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne vedem. This one.
noastre și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. De oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cel ce ne-a dăruit aceste rugăciuni și te-a proglăsuit, cel ce-a doi și la trei care se unesc în numele Tău, iar pe să le împlinești cerul și acum. Împlinește cele ce de folos ale rugilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința de vorului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică.
poruncește. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și gururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei care locuiți în lume. Înțelepciune. Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, un astfel de arhiereu se cuvenea să avem, sfânt, fără de răutate, fără de pată, osebit de cei păcătoși și fiind mai presus decât cerurile. El nu are nevoie să aducă zilnic jertfe ca arhierei. Întâi pentru păcatele lor, apoi pentru ale poporului, căci El a făcut aceasta odată pentru totdeauna, aducându-se jertfă pe sine însuși. Căci legea pune ca arhierei oameni care au slăbiciune, pe când cuvântul jurământului venit în urma legii pune pe Fiul desăvârșit în veacul veacului. Lucru de căpetenie din cele spuse este că avem astfel de arhiereu care a așezut de-a dreapta tronului slavei în ceruri. Slujitor altarului și cortului celui adevărat, pe care l-a înfipt Dumnezeu. Și nu ție, cititorule, și Duhului tău. Aleluia, aleluia, aleluia. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Zisa Domnul către ucenicii săi, păziți-vă de oameni, pentru că își vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi și în temnițe, ducându-vă la împărați și la dregători pentru numele meu, și va fi vouă prilej de mărturisire. Puneți deci în inimile voastre să nu gândiți de mai înainte ce veți răspunde, căci eu vă voi da gură și înțelepciune, care nu-i vor putea răspunde nici stă împotrivă toți potrivnicii voștri, ci veți fi dat și de părinți și de frați și de rudeni și de prieteni, și vor ucide pe voi din ce veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar niciun păr din capul vostru nu va pieri prin răbdarea voastră. Veți dobândi sufletele voastre. Pace ție celui ce ai binevestit. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, tu stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, auzi-ne și ne miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru nal preasfințitul părintele nostru, Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutinderi, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, romonahii, rodiac, undiac, urmonac și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniți, ictitori ai Sfânt Lăcașului acestuia, și pentru cei mai dinainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni. Că ne rugăm pentru mila, viața, pace, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători în oriași ai Sfânt Lăcașului acestuia. Încă ne rugăm pentru cei care aduc daruri și fac bine sfânta și tuto cinstită biserica aceasta, pentru cei care se ostenesc, pentru cei care cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Acum și pururea și de veci și veci.
Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic, cu tot neamul lor cel adormit și a robilor tăi, Evmenie preotul, Emilian arhimandritul, prezvitera Margareta, preotul Glicherie, prezvitera Margareta, preotul Constantin, prezvitera Matilda, Margenia, Ioachim, Ana, Cornelia, Iulian, Victor, Dragoș, Mihai, Maria, Gheorghe, Ana, Dumitru, cu tot neamul lor în cel adormit și pentru ca să li se iertă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dumnezeul Duhul și-a tot trupul care ai călca moarte și pe diavol l-ai însurpat cedrui viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletul adormitului robul Dumnezeu, Evmenie, preotul dinpreună cu tot neamul lui ce a dormit, odihnește-le în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cuvântul, cu fapta, cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață, cuvântul tău adevărul. Domnului să ne rugăm. Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi pomeniți, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și vrea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă, fă, Doamne, sufletelor adormiților robilor tăi care s-au pomenit și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Fă-lor, Doamne, veșnică pomenire. Pomenirea lor din neam în neam și din veac în veac și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Pe noi
să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat. Iar și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nimeni ce viață în poftă de Sfântul Trupești nu este vrednic să vină sacru acolo să-ți trupească ție în rama slavă. Aceasta și ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși pentru iubirea Ta de oameni, cea de negrie nemăsurată, fără mutare, fără schimbare, Te-ai făcut om și arhiereu al nostru, Te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujba acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești pe cele cerești, cele pământești, cel ce șezi pe tronul cherubimilor. Și ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israelului, cel ce singur ești sfânt și Duh Sfânt, Te odihnești. Deci pe Tine, Te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și nevrednicul robul Tău și pe aceste sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine cel ce-l îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh. Să stau înainte acestei sfinte mese ale Tale, să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge, ca Tine vin plecând un grumaj. Mă rog Ție să nu întorci față de la mine, nici să mă lepezi de slujitorii Tăi, ci venești în voi să-ți fie aduse doar aceste mine, păcătosul, nevrednic, robul Tău, că Tu ești cel ce aduci, cel ce te aduci, cel ce primești, cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Ție slavă, înălțăm împreună și efort de început al Tău, Părinte, prea Sfântul, Bunul de viață, Păcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe ruvim, pe taine, pe cuim și pe cărtoare de viață, pe ei sfântă, când Tăi aducem toată grijă cea lumească acum. Ca pe Împăratul tuturor să primim pe cel înconjurată, chef nevăzut de ce Te regerești, aleluia, aleluia, aleluia. Noi care pe ruvim, cu taine, pe cuim și pe cărtoare de viață, pe ei sfântă, când Tăi aducem toată grijă cea lumească acum. Ca pe Împăratul tuturor să primim pe cel înconjurată, chef nevăzut de ce Te regerești, aleluia, aleluia, aleluia. Creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul popor om de pretutindeni cinstita oaste, să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, preoți, romonahi, rodiacon, diacon, monași și monahi, și pe tot clerul bisericesc să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Fericiți și pururea pomeniții, ctitori ai acestei sfinte biserici, pe alți ctitori, miluitori și păcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în doamnele și închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei adormiți dintr-o neam cu noi, strămoși, moși, părinți, frați și surori și alte rudenii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți, pe frații noștri, pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i promenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți rămăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Sfântă
biserica aceasta și pentru cei ce cu credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul se cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși, de la Domnul să cere. Sfârșit creștinez vieții noastre, fără durere, neînfruntată în pace și răspuns bolan fricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Pace tuturor. Să ne iubim unii pre alții ca într-un gând să mărturisim. Predată-L pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăimă cea de ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Să vă
s-a înrobat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botezul de iertarea păcatelor, așteptă vierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă, în pace o aducem. Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Și cu toți. Sus avem inimile. Avem către Domnul. Să mulțumim Domnului. Acestea, mulțumim ție și unul scopiul tău și Duhului tău celui Sfânt pentru toate pe care le știm, pe care nu le știm, pentru binefacerea care a arătat și ne-a arătat cum s-a făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binecuvântat-o primit de mâinile noastre și stau înaintea ta mii și zeci de mii de angeli, de îngeri, de rugini, cei cu ochii buni, serafimi, cei cu de șanse ale care se înalță. Cântarea de biruință cântând, strigând, glasul înălățând și grăind. Aceste fericite puteri și noi, Doamne, 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 Sfânt ești și prea sfânt, ușor de și cuvântul tău și Duhul tău cel sfânt, Sfânt ești și prea sfânt și slava ta este pe nevoiții. Când El însuși a dat pe sine pentru viața lumii, luând pâinea cu sfintele și preacuratele și fără prihană mâinile sale mulțumind și binecuvântând, sfințind și plângând, a dat Sfinții Osei ucenici și apostol zicând: trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul pe cine zică. Vezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legii cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducă-ne aminte de această poruncă, învitoare tot ce s-a făcut pentru noi de cruci de moarte. Ale tale, tine tru, ale tale,
Ție ți-aducem de toate și pentru toate. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolului Tăi, pe acela bun nu-L lua de la noi, ci-L înnoiește în noi, ceea ce ne rugăm. Doamne, ne păda pe noi de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la noi. Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolului Tăi, pe acela bun nu-L lua de la noi, ci-L înnoiește în noi, ceea ce ne rugăm. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din mormânturi viață pe mine. Încă ducem ție această slujire cuvântătoare și pe de sânge pe chemări, pe de ziua încămiluința Te ne vedem. Primite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste dară ce s-a pus înainte. Amin, binecuvintează. Și vă adică pâinea aceasta ce este trupul al Hristosului Tău. Amin, binecuvintează. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin, binecuvintează. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să fie sigur împărtășit spre trezvia sufletul, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre primul împărțirii celor, spre îndrăznirea cea către tine, nu spre judecat sau spre o sână, ca ducem ție aceasta, slujire cuvântătoare, când cea dorim spre credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, vorbitori, evanghelici, mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul celor drept care s-a săvârșit în credință. Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Thank you.
Părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pe care îl dăruiește Sfintele Tare Biserici, în pace întreg cinstit sănătos, îndelungat în zile, reprăvățând cuvântul adevărului tău. Cine vă mult cu dură și-a inima cânta și-a sărit prea cinstitul și mare cuvință mânătate, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să fie milele mare Dumnezeu și ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi cu toți. Și cu pe toți Sfinții pomenindu iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Cestre darul ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel care le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită și nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păsește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ne îmbrădicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire fără de osândă să cudezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, și a zice, să rostim cu toții rugăciunea domnească Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește. Ca Ta este împărăția, puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Capetele voastre, Domnului, să le plecați! Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte! Sfinetele Sfinților!
de veci. Amin. Cine-i tale cel de taină, astăzi Fiul Dumnezeu, părtat, că primește, că nu voi spune vrăjmașul de taină ta, de sărutare zbui dacă ai Iuda, ci ca tălharul mărturisit în restricție, omenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecat. Pentru
frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu știință sau cu neștiință, și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Da. Iubiți credincioși, Hristos a înviat! Ne bucurăm să fim astăzi aici, invitați de suflet ai dumneavoastră, aceste comunități atât de deosebite și prin port, în primul rând, dar și prin credință. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părintele nostru Ioachim, am săvârșit astăzi Sfânta Liturghie, Sfânta Liturghie care este prevestitoarea a unui eveniment deosebit ce se va desfășura în continuare în parohia dumneavoastră. Programul acestui eveniment este următorul. În câteva momente, preoții, alături de dumneavoastră, vom merge la intrare, unde îl vom întâmpina pe ierarhul nostru, pe înalt preasfințitul Părintele Ioachim. După care vom reveni pe scenă, înalt preasfințitul va săvârși slujba ghezmei. Vom rosti, eu știu, cuvinte de mângâiere pentru dumneavoastră, dar și de mulțumire pentru toți cei care l-ați sprijinit în activitatea sa social-filantropică, administrativ-gospodărească pe Părintele Roșu Tiberiu și s-au împlinit toate cele care astăzi se pot vedea. După care, înalt preasfințitul va târnosi centru social-filantropic nou construit. Vom beneficia de un cuvânt de suflet, de un cuvânt de învățătură din partea înalt preasfințitului Părintele nostru Ioachim. Încă de la început aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați ales în această zi să vă împărtășiți din harul lui Dumnezeu pogorât în această Sfântă Liturghie și aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați suportat această ploaie care, până la urmă, este o binecuvântare pentru noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dorească sănătate, spor și ajutor și Sfânta Liturghie pe care am săvârșit-o să fie trebuincioasă pentru noi și pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin.